Noi ne cunosc 4 ani în urmă. Eram în sat. Copilul a apărut foarte repede, pe neașteptate. Noi lucram abia în oraș. El lucra la servis. În oraș noi mergeam împreună la serviciu, împreună venim înapoi, era totul bine, era totul cu ok. Început să facem reparații în casă. Ne înțelegeam, nu era o problemă. Dar pe când, cu vreo 2 ani în urmă, peste hotare, a început gelozia, a început distanța între noi. În anul acesta a început cu mine, ca în fel să facă unele glume de prost gust, cum să zic. A început să mă mai înjosească, a început să înceapă cu pretenții că nu-i place cum coc pâinea, că nu-i place cum fac mâncarea, că nu-i place, că nu-i chiar întotdeauna ordine în casă, că este mică, l-am alintat și îi dau voi, îi permit să facă ce vrea el. El, având o traumă, că mă gândesc de la prima soție, când a fost căsătorit, că ea l-a înșalat și a poate avut teama aceea că să nu procedez și eu la fel. Uneori e atât de stai cu frică, moșa ea nu vine, iar de nou ce să nină, moșa ea de nou de la ce începem să nu ne certăm. Știți cum zici, că uneori stai cu, trăiești și cu frica care poate iar de nou moșa nu îi place și spune că n-ai decât să iei pește doi și poți să plece, să-ți rămână. El, ca tare, are prostată. Și eu mereu am observat că el bea tablete. I-am găsit tablete și zic, pentru ce tu te distrugi? Să tabletele astea nu îți bune. Ce nu-ți ajungi chiar câte minute asta, Ian? El când e acasă, el vrea în fiecare seară și seara când ne culcăm, dar și când îți primi dimineață, când lui vine, poate fi pești de 2 ori pe noapte, sau chiar vreodată ziua, dar eu nu mai pot, pe mine mă doare tare. După ce eu mă terminam las, la mine că mă apărea pe lingerie sânge. Și zic că ceva nu e în ordine. Am mers la medic și analizele nu erau chiar bune. Eu m-am mers la medicul ginecolog și medicul ginecolog mi s-a spus că zici că la tine nu e chiar în ordine, a dat un tratament și m-a îndrumat ca în fel să vin aici la centru, la clubul, că vreau să știu. Unde pus cum am consultații gratuite ca să pot să iau deciziile corecte. Și pe mine a dat un tratament și a urmat tratament cealaltă. Și am zis că n-are rost conține așa mai departe, că mă distrug pe mine și pe mă rămân copiii, grija cu ei. I-am spus chiar așa cum este, că zici că ce, că tu și nu știi ce ai tu acolo și dai vina pe mine acum, Iana, ca să mă învinovățești pe mine. Sunt foarte supărată pentru că, într-adevăr, știi, îi spui că te doare, îi spui că să-mi meargă la mine. Dar el m-a vinovățat tot pe mine. Eu sunt vinovată că sărăce și bă, nu poate sau nu are plăcere. M-a vinovățat mereu pe mine. Și am zis, dar ce nu începi tu de la tine să vezi asta, dar cum mereu eu sunt vinovată? Ce putem noi face pentru Maria? Să ne gândim împreună ce am putea face, să o ajutăm. Doamna Georgela, câte ședințe ați făcut deja cu ea? Am făcut 8 ședințe. Probabil că eu aș propune aici să intervină doamna Angela în calitate de jurist, ceea ce ține de consultarea. Dacă ea își face griji că revine și este frică de faptul că poate fi agresată, poate fi iarăși abuzată. La ședința trecută, te îngrijorai că ai putea să treci prin niște momente neplăcute în privința relației cu soțul tău. Eu la moment mă îngrijorez pentru că el deja trebuie să vină și 2 săptămâni de zile acasă. Mă îngrijorez că să nu avem iar de nou distanțarea cei care am avut-o sau să nu se repete vechea poveste care au fost. Teama asta de când revine să nu fiu iar de nou vinovățită. Să pui accentul pe decizia ta. Deci nu că să-l formezi pe el, să te conformezi regulilor lui, chiar și în acest act sexual.
este nevoie ca tu să iei decizia.